A fost odată ca niciodată Petre Țuțea, românul absolut. Se spune că intelectul e dat omului ca să cunoască adevărul. Intelectul e dat omului, după părerea mea, nu ca să cunoască adevărul, ci să primească adevărul. S-a născut în 1902 pe 6 octombrie în satul Boteni, azi județul Argeș. Face școala primară în sat și gimnaziul la școala de Nicu Golescu din Câmpurul Mușcel. În 1920 se înscrie la liceul Gheorghe Parinț din Cluj-Napoca și ulterior la facultatea de drept din cadrul universității din același oraș. În 1929 își ia doctoratul magna cum laude în drept. Începând cu anul 1930, scrie la ziarul Cuvântul condus de Naio Ionescu. Aici îi cunoaște pe Constantin Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Radu Gir, Mihail Sebastian, adică vârfurile efervescenței intelectuale românești. Petre Țuțea era un geniu verbal, singular în generația lui, care n-a dus lipsă de vorbitori străluciți. El și-a revărsat cu generozitate geniul fără niciun gând de răsplată materială. Omul acesta era un cuceritor și palpitant spectacol. Nu e domeniu în care să nu fie avut ceva de spus. Dar nu mulțimea cunoștințelor îl deosebeau de alții ca el, ci darul de a transfigura aceste cunoștințe, trecându-le prin propria alchimie. În 1933, Petre Țuțea este angajat ca referent în Ministerul Industriei și Comerțului. Pleacă pentru scurtă vreme în Germania pentru aprofundarea studiilor, dar se întoarce în țară tot ca angajat al Ministerului, unde va lucra până în 1948. Petre Țuțea trece cu pasiune prin toate curentele de gândire ale începutului de secol 20 care s-au manifestat pe la noi. În tinerețe avea vederi de stânga, admirând marxismul până când, după spusele lui, s-a lămurit. Ulterior a intrat în mișcarea legionară și în același timp a fost angajat al guvernului antoneștian. Cu toate acestea, esența intelectuală și sufletească a lui Petre Țuțea a fost a unui om integru care și-a iubit țara și cultura cu toată ființa sa. Se știe că profesional era un om impecabil, dar marea aventură spirituală a vieții se va petrece în temnițele comuniste. Ca orice om de dreapta, bun specialist și care nu suporta minciuna, Țuțea avea să devină incomod bolșevicilor. Așa că în 1948, pe 12 aprilie, este arestat pentru că, spuneau acuzatorii, practica spionajul pentru anglo-americani. Petre Țuțea este trecut prin toate pușcările care la vremea respectivă măcelăreau elita românească, Rahova, Aiud, Ocnele Mari, Jilava. Am învățat la închisoare că omul e un animal stupid, deoarece confiscă libertatea semenilor săi. Tiranul e un om absurd și lipsit de rușine. Nu e rușine să-și chinuie semenii. Oricum suntem captivi în univers. Ne ajunge această grozăvie. Dar să intensifice această captivitate până la nivelul pușcăriei, numai omul e capabil de asemenea nebunie. Omul a depășit condiția de animal abia atunci când în el a apărut ideea nemuririi. Pe timpul detenției, el înțelege că singura salvare din acel iad al torturilor, al mizeriei și morții, nu poate fi decât o înălțare spirituală. Așa că se folosește de marele său talent de orator și vorbește celorlalți deținuți despre filozofie, teologie, literatură, teatru, istorie și tot ce putea să scoată din uriașa lui cultură. Chiar dacă nu toți îl înțelegeau, puterea verbului său era fascinantă, chiar și pentru gardieni și pentru șefii închisorilor. Parcă-l văd înalt, osos, slăbit, cu niște ochi mari ca de copil, mișcându-se cât se putea în spațiul dintre priciuri, sau ghemuit turcește pe un prici într-un cerc de ascultători care punea întrebări și la care Nea Petrache răspundea prin adevărate prelegeri. Se organizau și conferințe, mai ales după stingere, când vigilența caraliilor era mai scăzută. Universitatea din închisoare. Avea o memorie extraordinară. Cita nume și texte din diferite opere, în traducere sau în limba originară, mai ales germană și franceză. Să nu se creadă că Nea Petrache ținea loc de enciclopedii și dicționare. Tot ce acumulase în toate domeniile de cultură se topea în creuzetele sale geniale, din care izbucneau ca niște fulgere adevăruri și sentințe de o claritate uluitoare. Este eliberat din penitenciar în 1955 pentru ca în 1956 să fie din nou arestat. Motivul? Nici nu mai conta. Avea să fie fabricat mai târziu. Destinul uman nu e o invitație la fericirea de a trăi. Singurul mod de a evita neliniștea metafizică a cimitirelor este religia. Cu religia intri în cimitir în plimbare, cu filozofia intri în cimitir cum a intrat prietenul meu Cioran, prin disperare. Poarta spre Dumnezeu este credința, iar forma prin care se intră la Dumnezeu e rugăciunea. Rugăciunea e singura manifestare a omului prin care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. Gândită creștin, rugăciunea ne învață că umilința înalță, iar nu coboară pe om. A fost eliberat în 1964 și urmărit de securitate până în 1989. Fiecare pas, fiecare întâlnire, fiecare dialog. Manuscrisele importante de antropologie creștină au fost confiscate de comuniști și nu au mai fost găsite niciodată. Doar câteva lucrări au mai ajuns în librării, dar după moartea lui. Un colos intelectual într-un suflet de copil. Un enciclopedist care nu a reușit să scrie mai nimic. Un filozof care și-a rotunjit concepția în focul temnițelor. A vorbit toată viața strălucitor, conștient că se dăruie. Gândirea sa era profund creștină. Formulările lui erau savante.
arogante și totuși în intimitate era simplu, cald, sufletește și blând ca un copil. El nu făcea simplă teorie filozofică, ci îmbrățișa toată viața într-o viziune optimistă și maestoasă. A suferit cu demnitate ani mulți de temniță, apoi a trăit ca un fel de nimeni, al nimănui, un nimic. Nu numai neamul românesc, ci toată lumea a pierdut în el un mare gânditor. Ca un mesaj din partea lui Nea Petrache pentru tinerii de azi, pentru generația aceasta pe care o socotea cea mai potrivită pentru o prefacere fundamentală și pentru o ieșire în universalitate, iată câteva îndemnuri de la el. Mergeți la biserică, scotociți bibliotecile, stoarceți pe câte unul ca mine dacă aveți norocul să-l întâlniți. Libertatea ți-o dă numai biserica, considerându-te fiu al lui Dumnezeu. Fără nemurire și mântuire, libertatea e de neconceput. Cea mai consolatoare propoziție din istoria lumii este aceasta. Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea sa. Pe 3 decembrie 1991, Petrețuțea se stinge din viață la Spitalul Cristiana din București, unde în ultimele luni din viață era vizitat de prieteni și oameni care încercau să refacă prin el legătura cu înălțătoarea lume a intelectualilor interbelici. Definiția mea este: Petrețuțea, românul. Am apărat interesele României în mod eroic, nu diplomatic, prin iubire și suferință. Și convingerea mea este că suferința rămâne totuși cea mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Păi acum dacă mă scoate și mă pune la zi pentru poporul român, stric excelsior! Acesta a fost Petrețuțea. Acum e rândul tău. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să o trimiți și prietenilor tăi. Și dacă vrei să descoperi și alte asemenea istorii, abonează-te la canalul nostru. Învață aripile să zboare. Red Nose Society.